Cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria sunt atenționați să aibă în vedere codul galben de precipitații, informează Ministerul Afacerilor Externe. În mai multe regiuni din Bulgaria sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie care se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Se recomandă șoferilor să conducă preventiv cu viteza adecvată, să aibă autovehiculele echipate pentru circulație pe drumurile publice în condiții de iarnă și să respecte semnalele organelor de control aflate la fața locului. Pe perioada instituirii codurilor de atenționare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării troienelor de zăpadă sau a vizibilității reduse în condiții de viscol.